Noile pașapoarte biometrice vor avea un grad mai avansat de securitate și vor fi de culoare bordo, la fel ca documentele eliberate de către statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, pașaportul de tip nou va fi imposibil de falsificat. Acesta va avea termenul de valabilitate de 7 ani. Autoritățile preconizează că acesta va fi eliberat începând cu finele anului curent. Până atunci vor fi eliberate în continuare pașapoartele biometrice de culoare albastră.